Nostru mănâncă prune și nouă nu ne spune. Amin. Amin, amin, cu un pahar de vin numai să fie plin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, popa prinde pește, preoteasa-l pregătește, iar dascălul îl călește. Amin, amin, cu un pahar de vin, numai să fie plin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, pre noi cu trei sarmale și o plăcintă moale. Trască-le, trască-le, he, 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 dracul să te ie. Doamne, iartă, Doamne, iartă, Doamne, iartă gura păcătosului. Aleluia, 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 aleluia. Cu mâna-ntragi sta altuia. Amin. Vădiță Mihai, dă-le câte o sărmăluță să nu le mai văd urma. Bă, copii, ia la badea-ncoa. Ia de-ajuns, 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 mai ales al lui Badei ăsta. Miluita-i, Doamne, prerobită-i flămânzi și nespălați, c-au pustit oala ca lupii și-au rămas nesăturați. Frăție Mihai, o mai fi rămas în oală și pentru burta noastră cea goală. Amin. A rămas tare puțin, din păcate. Amin. Dumnezeu primească. Vedeți, Mihai, am și eu un vis năuc. Tare aș vrea să dau la tiparniță o cărțulie cu smintelile mele adunate la un loc. Și-aș pune în frunte ei, bădiță Mihai, o prodoslovie. Zi? Iubite cititoriu, multe nebunii îi fi citit de când ești. Citește-le, rogu-te, și pe estea. Și de ceva nu-ți vin la socoteală, atunci e pana în mână și dă-și tu ceva mai bun la iveală. Că eu atât am putut și atât am făcut. Ei, ce zici, bădiță, pe hai? Perfectul maximum. Dar nu-ți pare, bădiță, că ele ar trebui o lecuțică de redactat? Asta niciodată. Ei, chiar așa? Măi, Creangă, tu ești unicul scriitor din țara asta de care, Doamne ferește, să se atingă mână de redactor. Deschideți! Poftă-n cui? Care îndrăznește să ne tulbure liniștea? Eu sunt Verde Împăratul și-a venit să iau barba lui Creangă cel răspopit și dat a furisenii. În sevii ne vom izbi, ori la trânt ne-am trântit. Să ne batem cu sarmale, că-i mai cinstit. Dar de unde știi tu de sarmale, măi? Miroase cale de o poștă. Hai, nu-l mai chinui. Să se deschidă porțile raiului. Mersi, Bocu. A, te-am prins, părințele. Ia de barba încoace, că presfinția sa, mitropolitul, o cere înapoi. Bodă proste, eu duc eu singur de sară. Și mătăluță ești aici. Ia dă-te mai aproape, să trăiești, Mihai. Uf, cam de mult nu ne văzurăm, frate Chibici. Unde-i vremea aurită? Oare când s-a fi întors? Când la aceeași școală înaltă vizitam același curs? Cu măsurile ei blânde, cui sonul harum horum, ne primea în ei brațe alma mater Christorum. Prin ferestre ulițernici, noi priveam la Madame Mayer și priveam cum mamzel Rezii și un sepe joacă ștaier. Cu evlavia adâncă, înghițeam pe regii libici. Unde sunt acele vremuri, te întreb, amice Chibici? Hei, plânge Viena după voi!
Of, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Unde, domnule? În basmele lui Creangă. Ba nu, aici, în holbăria noastră. Doamne miluiește! Doamne miluiește! Apoi, să trăim?